Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Este ora 7 dimineața și avem surprize. Mămica cu puișorii ei, scumpi. Ia uitați, din 10 ouă a scos până acum 8. Și mai este unul, văd că aproape iese și el. Ia uitați. Este ciocnit, mai are puțin. Acum vreau să-i dovedesc cuiva. Ia uitați, spunea că acestea sunt ouă de magazin. Vreau să-i arăt că nu sunt ouă de magazin. Și aceștia doi pufuleți mici, negri, au ieșit din aceste ouă. Și ca să-i dovedesc, uitați și coarja care a ieșit. O să postez și o să vadă. Ia uitați coarja care a ieșit. Să-i dovedesc că a ieșit puiul din ouăle de la magazin. Sunt ouă de găini maranți, hibrizi, bineînțeles. Știți găinile mele, deci așa că sunt hibrizi. Aceștia au ieșit, au început să iasă ieri pufuleții aceștia. Aceștia negri sunt de găină mare, sunt de maran și acesta tot de găină mare, restul sunt de găină pitică. Și abia am așteptat să iasă puișorii, deci este ultima serie, sunt foarte bucuros că au ieșit. Totuși din 10 ouă, 9 pui, totuși este al doilea record la ea. Anul ăsta ea a făcut record în crescătoria, în microferma mea. A scos a doua oară din, parcă din 14, a scos 13. Și este record. Acum tot din 11 ouă, din 10 ouă 9 pui, deci este alt record, al doilea. Sunt foarte frumos, sunt gemotoși, sunt superbi, deci ia uitați ce pete are în cap, deci sunt superbi. Efectiv superbi, sunt doi la fel, doi frățiori, care au tot așa în cap. Și încă doi frățiori. Sunt, deci, câte doi. Acesta este frumos. Aceștia negri, deci aceștia negri mă fascinează. Totdeauna m-a fascinat ce găinile negre. Totdeauna când mi-au ieșit pui negre, m-au fascinat. Deci, iubesc găinile negre. De asta vreau să-mi iau mai multe și vreau să am mai multe găini negre. Nu o să-i mai țin prea mult pentru că le iese și lor frig, pentru că plouă de la 3 dimineața, plouă în continuu, deci plouă de n-ai pe unde să calci, să aluneci. Ia să vă arăt ceva, deci este superb acesta, ia uitați ciocul, mai ales ciocul, jumate este negru, jumate este alb. Deci este superb, efectiv este superb. Așteptăm să eclozeze și acesta, văd că a început să spargă. Ia uitați, el are mai multe crăpături. Ia uitați, acum se vede, focusează bine. Are mai multe crăpături, deci se vede, să nu-l deranjăm. O să iasă și acesta. Nu o să-i scot deocamdată afară, deci aștept să scoată și acela și o să-i scot mai târziu afară. Cred că diseară o să-i scot, să le dau mâncare, de bea au ieșit și ei. Deci sunt scoși azi noapte. Acum văd că mama deja începe să țipe după ei. Deci asta este găina mea favorită. Asta e găina mea favorită, a treia oară când plăcește. O mamă grizlie care își iubește pui. Deci dacă te apropii de pui când sunt afară, deci face urât rău. Te iubește de... Îți dă sângele pe mână. Dar oricum, este o mămică foarte bună. O să o păstrez, este cam bătrână, are 4 ani, dar nu este nicio problemă, o să o păstrăm. Ia, uitați, acesta plânge după mama lui. Asta îi băgăm dedesubt ca să-i încălzească ea. Ia, uitați, vedeți cum s-au pus pe ei.
se încălzească pe toți. O mamă foarte grijulie. Mâncarea a fost aceasta care i-am dat-o. A fost făcută urluială cu mai multe chestii. Cu calciu, cu tot ce trebuie pentru ea, încât să nu slăbească foarte tare. Și uite, scorgele de ouă. Deci acestea sunt corjile de ouă care au ieșit din ouăle de la Maranț. Dar acelor spune că sunt ouă de magazin și nu că nu va ieși niciodată, pentru că el, în ghilimele, spun că, citez, că spune că crește găini de foarte mulți ani și el nu știe de așa ceva. El nu a auzit de ouă de această rasă și nu știe. Și acum vreau să-i dovedesc că, ia uitați care și cum i-am și spus în comentarii la o postare pe Facebook că o să filmez și o să-i arăt. Mulțumesc, dragi prieteni, că mă urmăriți. Să nu uitați de un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!